având în vedere căderile însemnate de zăpadă înregistrate în ultimele zile și avertizarea de cod galben emis de ANM, echipajele serviciului rutier și a celorlalte formațiuni de rutieră din județ și structurilor de ordine publică sunt prezente 24 de ore pe drumurile naționale și județene pentru monitorizarea traficului rutier, astfel încât la apariția unor probleme de natură a îngreunat circulația rutieră, ca exemplu blocaje în trafic din cauza depunerilor de zăpadă, apariția poleiului, să fie luate măsuri de urgență pentru informarea autorităților competente. Și astăzi, polițiștii vâlceni vor acționa împreună cu reprezentanții secției de drumuri naționale și județene pentru asigurarea stării de viabilitate a drumurilor ca urmare a căderilor de zăpadă. Conducătorilor de autovehicole sunt rugați ca înainte de a pleca în drum să se informeze despre starea drumurilor atunci când traversează zone unde partea carosabilă este acoperită cu polei, gheață și zăpadă bătătorită, mâzgă sau piatră cu becă umedă, să manifeste maxim de prudență și să circule cu viteză redusă, să mărească distanța de siguranță în mers, să utilizeze luminile de întâlnire și să evite efectuarea manevrelor în trafic, depășiri sau treceri de pe o bandă pe alta. Trebuie menționat faptul că, în localități, pe poduri, pe drumurile umbrite sau la semafoare, suprafața este de regulă mai alunecoasă, fapt pentru care vă recomandăm să folosiți frâna de motor și să evitați frânările bruște. De asemenea, sfătuim șoferii să echipeze automobilul cu pneuri corespunzătoare, să nu bruscheze comenzile mașinii și să adapteze permanent viteza la condițiile de drum.